Hei lume, sunt Andrei și am noul Android 5.0. O să vi-l arăt și vouă. Este Android 5.0 Lollipop. Eu îl am pe Samsung Galaxy S4. Și trebuie să vă spun că îl am varianta Cyanogen Mod. Pentru că cei de la TouchWiz nu au dat încă o variantă pentru Samsung Galaxy S4 și pe internet, pe surse, se spune că Android 5.0, TouchWiz, varianta oficială, va apărea undeva la începutul anului 2015. Și eu am fost atât de curios și am încercat să-l pun pe telefonul meu. Sunt curios dacă merge și cât de greu va merge, dacă va merge greu. S-a deschis. Avem meniul în română. Bun venit! Se activează serviciul mobil. Asta cred că o să dureze ceva mai mult. Ok, asta este puțin ciudat. Android 5.0 de la început ne-a luat în forță cu erorile, nu cu altceva. Se și conectează. Ce spune aici? Down. Trebuie să mai așteptăm o secundă și nu mulțumesc. Încă o secundă. Și configurarea este finalizată. Am venit. Am înțeles. Ok, să vedem cu ce vine. Setări. Utilizarea datelor.
asta e ciudat. Wow. Da. Se pare că noul Android 5.0 ne-a luat în forță, după cum am mai zis. Poftim. Ok. Dacă așa zici tu. Așa facem. Să mergem din nou la setări. Despre telefon. Versiunea Android. Android Lollipop. Să vedem. Avem și un mic joculeț. Un pic cam idiot, dar ținând în cont că e de la Android și e Lollipop. Ok, asta chiar mă enervează de ea. Nu mai contează. Da. Să vedem actualizări de sistem. Ultima verificare. Da. Android 5.0 mi-a lăsat un design fine. Dar... e un mare dar. Până acum a avut niște erori grave și multe. Și nu știu dacă designul mă face să-l și păstrez. Ia să vedem și meniul. Aici va depinde de la fiecare producător. Cei de la Cyanogen Mod folosesc fiecare folosesc launcherul lor, ca să zic așa. Buttons. Menu buttons. Ia să vedem. Ok. Da. Da. Ce pot să zic? Da, ce pot să zic? Nu știu. Mi-am doar 3%, opa, avem și economisirea bateriei activați. Să vedem ce mai avem pe aici. Ok, setări. Wow. Profiles. Da. Eu vă sfătuiesc să mai așteptați să apară versiunea oficială și lansată de către toată lumea, fiecare o să-și aștepte de la producătorul lor, pentru că
După cum vedeți, nu este foarte foarte bine făcută deocamdată și e în stadiu de lucru. Cea mai bună versiune cred că va fi undeva după 2015, așa cum spun, se spune peste tot, undeva la începutul anului 2015. Cam atât am avut de arătat. De acum, fiecare cu opțiunea lui. Ce pot să zic? Aici deja sunt detalii de fiecare, depinzând de fiecare ROM și diferite setări, camere, eu știu. Bine, ne mai vedem și altă dată cu alte noutăți faine. Și ce pot să mai zic? Fiți atenți la noutăți.